Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou minunat episod de Team Fortress 2. Ce Dumnezeu? Tont era ăla. Și am ping, ia să vedem, 113. Frate, pe orice server de ăsta de casual pe care intru, am ping peste 100. Ce Dumnezeule mare se întâmplă? Nu pot să joc așa, o să văd pe cineva că vine pe ușa asta și mă duc așa să-i dau un backstab și nu o să pot, pentru că e ping. Așa e pe toate serverele. Ce Dumnezeu, asta nu e foarte bine. Minecrafter 12, sunt deghizat ca Minecrafter 12, fie antenă ce rect o să le dau. Și de data asta nu mai joc în atac, nici în apărare, ce e drept. Joc pe un payload race map, dar na. Oh, fuck. Acum te trezești, frate, să nu mai fie AFK? Te trezești? Pleacă-mă de aici, mă. Oi, un pyro! Nu. No. Oh my fucking god, frate, de ce tot timpul e un pyro care se duce acolo așa și pur și simplu distruge toți aliații mei? Adică, what the fuck, ăștia sunt... Bă, ce Dumnezeu mă căutați aici, frate? Duceți-vă, mă, pe cart, mă, eu sunt spionul care ar trebui să... Dude, 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 oh, bă! Ok, vreau să opresc ăsta. Sunt singur acum. Dude, au fost câteva secunde. Erau vreo 3 pyro pe cartul ăla. Cred că erau de fapt 2. De ce mereu eu? Am schimbat serverul pentru că, sincer să fiu, n-avea rost să stau acolo așa. Și ghiși ce? Și în ăsta am 100 și ceva ping, frate. Bă, ce Dumnezeu, frate! Asta e în casual, te-ai gândit că poate la ăla competitiv, na, nu joacă atât de mulți oameni și servere și astea și poate. Dar la casual ar trebui să fie 10 milioane de servere pe casual și sunt iar pe un server din Luxemburg. Iisuse Hristoase. Oh-oh. Oh-oh. Unde vii, mă? Vrei să ne batem, mă? Vrei să ne... De ce? Oh-oh. Oh-oh. Da... Ah! Bine că te-ai întors. Sunt mort, sunt mort, sunt mort. S-a întors, frate, el s-a întors. Știi ce? Cred că e timpul să... Facem ceva de genul ăsta, ce zici de asta? Și poate ceva de genul ăsta, da. Nu știu, frate, nu știu ce să zic. Ideea e că, bun, acum suntem 10 și 10. Nu, 11 și... Echipa albastră zice că are 11 playeri. Echipa roșie 10. Dar în tabela de scor e același număr de playeri. Ce? Frate, nu înțeleg. Oh, Doamne, m-a văzut. Oh, Doamne, el m-a văzut, frate, n-am pe unde să merg. Ce Dumnezeu mi-a... Bă! M-a terminat. What the fuck? Hai, repede, repede, nu te întoarce, nu te întoarce, fii AFK. Yeah, AFK. Yeah. N-ai văzut ce s-a întâmplat, nu-i așa? Am nevoie de viață. Asta n-a ieșit cum trebuia. N-a ieșit cum trebuia. Sper să nu vină nimeni pe aici. Știu ce fac, știu ce fac, știu ce fac. Asta e. Uite-i, uite-i pe fraieri! Oh, fuck. Sunt mort. Bă, frate, cât doamne sfinte inamici sunt acolo, oameni buni. Oh, am 11 cu 2, e ok. Ce scor am eu? Am 200 și ceva de kill-uri cu vreo 91, mă rog, aveam. Cu vreo 91 de morți înainte să încep acest video. Și asta înseamnă că am un kill-death ratio mai mare de 2 punct ceva, ceea ce este foarte bine și îmi place când se întâmplă asta, mă face să mă simt bine. Singurul lucru care mă face fericit în viața asta și să omor medici care sunt fraieri. Și nu se uită în spate. Nu știu cum de n-a simțit că l-am blocat în spate, că eu aș fi simțit. Ok.
Asta nu e foarte bine. Nici asta nu e foarte bine. Tu zgâtul mătii. Am vrut să omor medicul, frate, dar s-a băgat căcatul ăla în față cu scutul lui. I-am dat în scut, n-am putut să-mi pun de dringărul și m-a omorât ăla. Oh, de ce numai eu? De ce numai eu pățesc de astea? Numai eu pățesc de astea, nu-i așa, oameni buni? Sper să nu se închidă aici și această ușă. Bă, fă-mă și tu un teleporter în cazul în care se închide să... Oh, doamne, ce e acolo? Nu vreau să merg pe acolo. Vreau să ocup... Shit. Damn, son. E cineva acolo și... Mă, tu ești chiar bulangiu, mă. Așa, mersi de deghizare. O să mă duc după ăsta, că e mai important. Uite-l. S-a oprit, că e fraier. Și apoi o să mă duc aici, unde e acest spion. Și apoi o să mă duc pe aici, unde... Tu zgâtul mătii de... Bă, unde-i... Bă... Ok, ați văzut ce s-a întâmplat acolo, da? I-am dat una, frate, și n-am murit, mă, n-am murit și s-a dus și a luat viața și apoi mi-a dat la o critică. De ce a fost o critică? Dacă era un hit normal, apucam și eu să-mi pun de dringerul, cred. Urăsc jocul ăsta uneori. Nu pot să cred că am jucat, nu știu, ăsta e al 5-lea, al 6-lea episod pe care îl filmez. Am jucat și eu puțin, casual, și deja nu mai pot de nervi și uite și tu ce căcaturi se întâmplă. Bun, ia să vede. Shit. Dar poate... Nu vă întoarceți amândoi. Dead ringer. Ok. Tu scutul mătii. Nu e problemă, frate. Fii antenă aici. Fii antenă că n-am nevoie. N-am nevoie de deghizarea lui ăla. Pot să-mi iau alta. Uite aici, o să stau. Asta e. Ai venit și tu acum, mă? Când îi trag eu, bă, ce oameni! Bă, ce oameni... Ah! Ok, cred că sunt mort. Da, ok. Ce? Ăla era pyro adevărat sau era un spy deghizat ca un pyro inamic? Că poți să faci asta, să te deghizezi în aliații tăi. Ok. E posibil să fi fost un spy, că am văzut că n-a dat deloc cu foc. Am like, ok. Bine că am scăpat. Bine că n-ai dat. Și totuși am crezut că o să mor acolo. Asta e. Sper să... Hai, vino! Orice, dar nu un scout, frate. Orice, dar nu un scout. Of. Tu zgâtul mătii. Urăsc jocul ăsta. Sunt atât de salty, oameni buni. Deci nu pot să cred cum... Ah. 114. Și orice server este așa. Oamenii se plângeau de Team Fortress-ul competitiv că este ping pe fiecare server și asta, dar... Aparent și pe astea. De ce mă dă pe server din Luxemburg? Nici n-am o posibilitate de a selecta serverele, nu? N-am văzut, dar cred că o să mă interesez pentru data viitoare, că asta e inuman. E inuman. E greu să dai backstab-uri, frate, cu pingul ăsta, că îi vezi pe căcați că se întorc și... E greu de explicat. Tu ce, Dumnezeule mare, faci? De fapt, e bine că ai venit. Oh. Ok. Crezi că mă bați? Ok, aparent mă bați, că sunt 10 milioane de scouți acolo, așa. Toată echipa inamică era acolo. Iar spy-ul nostru, unde stă, mă? Hai, mă, fă și tu, mă, ceva. Stai că se decide să vadă dacă schimbă dechizarea, dacă stă aici, AFK în colț. Iisuse Hristoase, și nici la omor pe ăla. Deci, a venit un scout, care ar fi fost greu de bătut, dar care a stat acolo așa vreo o secundă. Și ăsta nu i-a dat. Iisuse! Iisuse, cu cine mă joc? Oh, fuck, e plin de inamici. No, no, de ce? Frate, ură jocul ăsta. Îl urăsc atât de tare. Haide, o secundă de... Da, de ce? Că mai am 8 viață, adică... Oh, yes! Yes! Yes!
Hai, vine, bă. Nu. Cineva care nu face rocket jump pe aici. Asta e. În sfârșit, după 10 milioane de ani. Așa se face treaba, băieții, dacă nu știați. O, Doamne! De ce dă numai în mine, mă? Bă, alo, băieții! Uite, băieții mei! Unul dintre ei are lag infinit. Și se uită la podea. Celălalt tip care are o pălărie șmecheră și te aștepta să fie un jucător bun. E AFK. Na, acum așa schimba clasa. Bun. Mă, serios. Bă, plecați, mă, de lângă cartul meu, frate. Deci eu sunt singurul spy care se duce la cart. Fii antenă ăștia. Au pierdut. Și uite-i unde stăteau. Îmi urăsc viața. Cum te pierdem așa ceva? Am dublu scorul. Decât ăla de pe locul 2. Iar el e soldier, te-ai aștepta să facă ceva. Asta este probabil cel mai salty episod pe care îl fac. Probabil ever. Ah, și acum sunt în atac. Nu vroiam să joc în atac. Voiam să joc în apărare și m-am descurcat bine în apărare, dar uite și tu. Și acum ce că o să merg în atac, ca spy, ceea ce nu voiam. Asta nu e bine. Ah, hai că e bine, hai, vă rog, nu mă auziți, nu mă auziți, nu mă auziți, nu mă auziți. Poc. Ăla a plecat, pentru că de ce să nu plece, te rog să nu tragi în mine. Te rog să nu tragi, oh, nice, 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 n-au tras, n-au tras că-s fraieri. Ăsta, de unde Dumnezeu vine pe aici, frate? What the fuck? De unde a venit? Adică, cum ești scout și ajungi acolo? Oh, oh. No, 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 no. No, 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 fuck bunny hop, nu mă nimerește nimeni. Oh, am distrus un teleporter, bă, stai-mă că-s de-al tău, bă. Dar am nevoie de viață, adică n-avem și noi un medic, un pyro s-a dus acolo. Bă, medic, medic, merci, fucking, finally. Este pe aici un sniper? Domination, X fucking the easy game. Mă scuzi, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ce, vrei să-ți repare ăla? Oh. Dude, vorbești serios? Mi-ai dat headshot, frate? Vorbești serios? Mi-a dat headshot. Mișcă-mă și tu, bă! Asta nu e bine. Asta nu e foarte bine. Și nu am deghizare. Uite-l, mă, unde pleacă. Oh. Oh, my fucking God. Nu uitați, oameni buni, să lăsați și voi un like acestui minunat episod, pentru că probabil este singura chestie care mă face fericit. Ăsta este încă aici, FK, în baza, mai făcut 3% Uber charge-ul ăla. De fapt, e un crit screen, dar mă rog. Tu ești și overhealed, mă? Cum ești, mă, overhealed, mă? A, uite, și ăla e overhealed. Ia uite ăsta cum îmi trage. Eram aici așa și el trage pe lângă mine și mă ia. What? Ați văzut asta, oameni buni? Asta înseamnă 100 ping. Este unplayable. Dă-mă și mie hit, mă. Bă, alo. Frate, jur. Frate, jur, numai mie mi se întâmplă așa ceva. Am nevoie de niște viață, dar nu o să găsesc nimic de genul. A, uite, și ăla e overhealed. Bă, da, la noi în echipă e un medic care să ne dea overheal. Hai că... fuck. Sper că n-o să atrag atenția nim... Oh, ce chestie. Am atras atenția cu... Oh! Mai multor oameni. Sunt mort. Cum de ai venit până acolo? Ce ai de făcut acolo, frate? Cartul e în cealaltă parte. Ăsta e un spy de-al meu. Oh my fucking God. Nu, serios, ce Dumnezeu a avut ăsta de făcut acolo? Fii atentă cum o să tragă pe lângă mine și o să... Oh, fuck, am vrut să scot de dringerul să-i dau cu un pistolul, frate, și atunci m-au lovit.
După ce m-au ratat 10 milioane de ani. Fun games. Oh, ăla mi-a căzut în cap. Trebuie să mă duc înapoi în bază. Că nu avem medic pe aici. Cred că avem unul în bază care e AFK, nu? Nu, avem... Nu, avem un demoman AFK, un pyro care e cam AFK, dar acum a plecat. Dar un medic nu avem. Avem un medic? Ia să vedem. Avem un avem un medic care zboară pe aici. Iisuse Hristoase, vă dați seama ce e pe ecranul ăla în momentul ăsta? De ce mai ține jocul pornit? Dacă nu poate să facă nimic. Că nu poate. De ce mai ții jocul pornit? Dude, uninstall it, nu merge jocul. Deal with it. Ah, vreau și eu să vină un inamic pe aici și să-l omor și o să iau o deghizare. Serios, frate. Au murit câțiva oameni. Trebuie să vină, așa n-o să pușeze, dar sincer nu-mi pasă. Fii atent că am plecat. Dacă vine cineva acum și trage după mine... Oh, doamne, ăla e un pyrocuber. Acolo e un sentry. Vreau și eu să omor pe cineva. Na, s-a întors ăsta, mă știe. Și nu știu exact ce s-a întâmplat acolo. Dar cam atât pentru acest episod, oameni buni. Team Fortress e un joc foarte enervant, nu vi se pare?